Rădoaia, sat mare și frumos cu peste 5.000 de oameni. Unii au rămas, alții au plecat, dar se întorc mereu cu drag acasă. Iar cei mai talentați ne duc faima în lume de la Roma până la Dublin. Nu știu de ce, întotdeauna mi-a fost un pic mai dificil să cânt anume în satul natal. Habar n-am de ce, nu înțeleg aceste emoții. Am plecat de mic copil la Chișinău, vreau să spun că nu a fost ușor. Mă refer la ruptura de casă, de părinți, de frați. Am început a studia naiul la domnul Ion Negură, care mi-a fost mentor și la Ciprian Porumbescu și deja și la conservator. Muzica instrumentală am reușit să o iubesc datorită la așa instrumentiști ca Vasile Iovu, Boris Rudenko și Gheorghe Zamfir. Am simțit că fac ceva frumos la acest instrument. A fost momentul când am câștigat medalii de aur la Jocurile Delfice. Asta a fost în 2004. Fac un pas foarte important în viața mea, mă refer la nunta mea. Am rămas aici din simplu motiv că aici mă regăsesc cel mai bine. Nu ratați emisiunea Născut în Moldova, realizată de Viorel Furculiță, duminică, ora 15, la Agro TV și live pe pagina de Facebook Agro TV Moldova.